Salutare și bine m-am găsit la o nouă sesiune de driving din Euro Truck Simulator 2 Road to Black Sea DLC. O să continuăm să căutăm, mi-am cumpărat camion, acum o să căutăm trasee, să vedem ce putem să găsim, că alea am dat mai mulți bani decât ce făceam cu Quick Jobs înainte. Și evident tot în România o să fac trasee, o să aleg curse românești. Că din București am plecat. Iată și nou nou camion, Renault model nou. Deci un model din 2019, cred că e Renault ăsta. O să căutăm acum cursă în bursă transport, să vedem unde Sofia Plevna. Trebuie să mă duc până în Sofia ca să pot să iau traseul ăsta. Craiova, Reșița. Uite ăsta. Sau București, Plevna, uite. Asta o să iau. Ce că liber ca vântul. Ce tare. Deci să stăm sarcina. Stai să încarci. Că stă ceva. București Plevna. Asta acceptăm.
Așa, și am pornit în drum spre Plevna. Și eu am pornit la drum. Hai că nu e așa mare distanța.
Bine, acolo și aia participant. Că dacă s-a băgat în mine, ce ți-i fac? Bine. Moment dat. Pentru respectare, gen cum trebuie. Bun, trebuie să modific actele. Bun. Intrăm în Bulgaria acum.
Oh! O, m-am bușit un pic. Cat actele. Ia uite cum duce trenul pe acolo. Ce frumos. Mie ca în somn, ar trebui să mă s-o trag un pui de somn la următoarea benzinărie. Pentru odihnă. Așa.
Nu știu ce cu muzica asta de fundală, că se aude muzica pe fundal, dar nu știu de unde e. Și oare că întârzi cu livrarea aia sau ce? Nu știu, nu știu care e faza. Mai am 30 de kilometri. Eu zic că am mișcat destul de repede. Am ajuns la Plevna. În sfârșit, bine că am prins și verdele. Dacă am prins verdele aici. Aici te spus sarcina. Și am dus-o de bine de rău. Întârziata, da, aia, m-a băgat piesa aia. Ia să vedem ce curse mai avem. Pitești, Plevna, 6000. Costa asta. Hey.
S-a băgat ăsta la mine. Bă, tu-s gâtul mătii. Acum trebuie să mă duc să mă repar. Tractare până la service, da. Trebuie să mă repar de urgență. Enter. Așa, service. M-a costat 6580, mai am 272.000. Pot să-mi deschid o mică afacere acum. Mamă, cum a început ăla.
Afară,
legală de ea. Mie îmi place foarte mult de ea. Și cum îi stă această pițică. Și stați să o vedeți și lângă... Suvioara ei geamănă, care are o pițică originală. Thank you.
de drumul la hotdog-uri. Și stinge lumina în bucătărie, te rog. Continuăm cu unde am ajuns. Trebuie să-mi verific actele aici. Ușor. Nu știam ce făcea aia cu picioarele. Nu așa. Ce dracu? Ce m-am bușit? Bulangii ăștia. Bă! Vedeți că vă dau în urmărie generală. Vă trag o amendă, dar nu vă vedeți. Vă reclam la poliție, viața e dracu să fiți. De nebuni. Circulație. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, nu vezi cât au cu spatele, de ce trăgeți? M-au nerespectat la limite de viteză, mai azi de unde nu le mai dau niciun ban la poliția ăștia, infecții mă tot taxează că depășesc limita de viteză.
că bun frână de bună, cum mai trec ăștia. Valia 3% camionul, nu-i bine. Bun. Asta fumează cam greu. Care sunt învățat să conduc ANPS, conduc așa, pentru că îmi place mai mult. Ajung mai repede la destinație și fac mai repede trasele, inclusiv când am remorcă. Acum nu tractez nicio remorcă, dar de obicei așa merg, cu viteza asta, pentru că am jucat profi ANPS. Wow! Mamă, s-a dus. Salată de bere, face foarte bine. De ce? Așa cu rasare? Și am pune și metie.
invită ăștia să iau sarcină. Care să luăm? 5331 pe asta, da. Asta bine pitești tu. Thank you.
și pornirea la drum. Dacă am început să-mi cam obosesc. M-a cam luat oboseala. Să găsesc un loc să dorm. Dar mie că dacă dorm, iar întârzi cu traseul. Bun. Uite, au unul în București, autostrada. Uite pe ăla cum s-a pus în rând, cu traficul. Bă, ce chestie! Era venea de pe sens contrar și l-a repoziționat în trafic. Bă, ce nebuni! Ciudat rău e traficul ăsta în Euro Truck Simulator. Foarte ciudat e. De-aia mă feresc de ciudățenia traficului, că mă pot costa daune materiale. Serioase. Și la camion, și la remorcă, și la tot. Mai ales când car remorci, pe mine. Când iau mai puțin bani și aia nu e ok. Ce aș vrea să mai cumpăr ar fi un Scania V8, ăla ultimul. Deși îmi place la nebunie Renault ăsta cum arată. E super șmecher, e camionul adăugat în DLC-ul Black Sea. Mă bucur că în sfârșit nu mai ai nevoie să folosesc harta României din promoț. Este prezent în joc harta României fără să mai folosesc promoț să joc cu vanila joc, așa cum este. Asta îmi place.
S-a băgat fix în mine după aia. Ori era bet, ori era ceva în regulă cu el. Asta avarie, nașpa. N-am nimic azi, că sunt totul să-mi iau niște bani.
Verifică documentarul. Bun. Mulțumesc. Mergem mai departe.
Mergem la tractare până la serviciu și ne reparăm. Și acolo putem să ne și odihnim. E că am luat-o pe ruta greșită. Uite cum a găsit, gata, ai de-a.
ați zupăcit deja pe Travis și mai are o invitată nerăbdătoare. Hei, Samuel! Hei, te rog! Te rog! E foarte bună pentru că este pentru că e foarte puțin dulce, m-a nimerit. Am cerut-o îndulcită cu miere de albine și nu a prea îndulcit-o, dar mi-am dat seama că îmi prinde bine că e foarte dulce. E foarte bună. Hei, salut! E bună, bună! Bună, prietene, te rog! Dar cum ai cum ești cu ceva mase? Nu, deci nu stau la loc, stau acasă, nu deranjez pe nimeni. Ideea e că dacă o ține furtin, nu vreau să deranjez. Faceți ce vreți, vă simțiți ca acasă. Am de face cu gazul. Care îi face plăcere să și ca să vezi, mai am o surpriză pentru tine, că ești leac cu mine astăzi. Ai venit pe 2 secunde. Musca asta să fi fost surpriză, oare sau? Nu, nu trebuie să de la Napoli, nu de la mine. Care, te rog, ca să fii mai înalt. Wow. Ia să vezi. Cât de drăguț. El chiar a știut să-mi intre în graniță, îmi satisfacă orice nevoie și să liniștească orice nemulțumire. Aproape. Și te-am pare și o pune la casă, dar nu.
Așadar, muștele și scârțitul scaunelor din distrugerii Ghiranca. Hai să vedem și macarul în toată. Ce-ai spus? Stai că nu... Nu înțeleg nimic. Sau că deci gata pentru ce mai puțin. Nu mai contează pentru ce anume. Că eu... O salată de ton ce șade pe un pat mare de castraveți și ciuperci umplute. Thank you.
Draganca, m-ai provocat o bătălie culinară. Sper să nu fie una perfecție așa cum a fost la Paris. Eu aș fi putut tot trebuie, când tine vine să mă toată la respirații ca la teatru să-ți treacă emoțiile. Wow! Ce frumos! Mulțumesc, Ionel, bine ai venit în căsuța mea, micuță, modestă. Și la căsuroasă și la propriu și la figurat, pentru că am gândit de era să dau cu la bucătărie pentru tine. Așa, fă să se simte bine încă de la început. Ionel, sunt tare mult pentru voi, mă trebuie să le pun în apă, te rog să iei un loc. Și aș vrea, pentru că e foarte cald, aș vrea să te servez deja cu ceva. Am limonadă. Limonadă e pică foarte bine. Da, perfect. Nu te recurs. Mă rog, te sufocam, așa cum spune. Da. Însă, faptul că vin la tine acasă mi-a creat o plăcere deosebită și crede-mă că chiar și așa că vreau. M-am străduit foarte mult și sunt foarte emoționată, în mod special, din cauza ta. Eu sunt și emoțiile îmi prind bine. Servești cu un pai? Merg repede, te las să meditezi, să citești meniul, să te uiți la cărți. Anca, a avut de comentat la aperitivul meu? Radis, tu ai spălat tacurile? La felul principal. Se taie cam greu. Da, sunt pericol să... Toată seara nu ți-am putut nimic. Am putut am transpirat. Eu tot ți-am adus un cadou. Hai să vedem cum o privești noi astăzi. Vom vedea. Ți-am lăsat aici un clopoțel. Asta este pentru ce? Pentru să trec casa ta e atât de mare cât ne-am auzit. Nu, da, am zis că să vă ofer un divertisment. Și acesta este unul mic divertisment, o parte din divertisment pe care vreau să vi-l ofer astăzi seara. Să mă chinuiți așa, vreau să mă chinuiți și dacă aveți nevoie de ceva să clinteni prin. Da, la de ori, ca la ori. Să nu exagerăm acum. Eu am fost în partea cea, dar nu ce problemă. Da. E regulă. Orice, pentru musafirul nostru, nu-i așa, Anca? Al doilea invitat. Te rog. Să vedem cine o fi. Am de nărăbdare cine este, cine a pus-o să-i facă. Bună seara, domnul Travis! Ce faceți? Bine v-am găsit! Și dumneavoastră cu floare, am impresia că e seara tematică, seara florilor. Eu sunt de la Monte Burese, dacă o să vă uitați, mai știu să găsesc ceva pe cine. Ionel, cine crezi că am ei? Cred că ar fi... Cred că este Ileana. Nu știu. Bă, nu este. Ileana este de fapt Travis. Bună seara! Salut, Travis! Și bine, bine revoare! Să ne mulțumim pentru floare încă o dată. Foarte interesant că parcă eram pregătită să primească atât de multe flori, toată seara e tematică, avem flori și pe masă și pe lângă noi, inclusiv eu sunt o floricică. Spune-mi, te rog, dacă te servesc cu apă, cu aromă deosebită sau cu limonadă, apă minerală, avem și două aperitive foarte bune, originale cu bacău, demențiale, suică și vișinată. Eu vă recomand vișinata, măcar să gustați un pic, chiar dacă nu beți. Extraordinar de lucru. Da, bine, nu e nicio problemă. Apă sau? Ideea e ca în parcare, la mai parcare. Am înțeles. Fără parcare, Anca? Frânt. Mai cu vaptea de frânt bol? Și gata. Momentul fericirii mele s-a spulberat. Da. Te rog. Imediat. Deci, parcare este de la șoasă, sunt trebuie. Da, am înțeles. Bine, fără acolo, o ședință atât de unică pe cât am avut și eu la el, că i-am cerut o limonadă, așa, bine, nu era expus acolo și când am văzut că n-are limonadă, am făcut eu limonadă. Cred că încercam și n-am făcut. Pentru că nu sunt mai așa, de ce ne bucur și-o poate facă, și n-am făcut. Berea fără alcool e tot din Bacău? O să te servez, dacă îmi permiți, într-o calcă, pentru că așa mi se pare că... La meniul pe care l-am pregătit, nu doream eu să serv peste, dar nu îți pot refuza pentru că tu ieri nu mi-ai refuzat absolut nicio plăcere și pentru asta o să fac toate eforturile ca să-ți prezac. Deja am făcut cu interiorul să înțeleg că e faci, ție ți-am arătat o poțelul. Apoi este doar la mea, ceva? Bă, ce folosești în mod excesiv, cumva este de partea ta. Deci am drept de... Am mai mai să-mi acest lucru. Cum se numește?
Chris, stai la loc. Fac tot ce doriți voi din punct de vedere al unei case perfecte, care vrea să vă servească, să vă primească cât se poate de mult, țin măcar cu mine. Și mai important de tot, ceea ce este posibil, pentru că am un moment într-o situație plăcută. Eu sunt dispusă inclusiv să mă chinuiți, pentru că știu că eu te-am chinuit pe care, dar m-a scris în mod plăcut cât de frumos ai știut să față și asta m-a motivat, pentru că într-un moment de o zi dinainte să știi că am plecat de 3 ori dacă mările și parcurile pentru doar pentru că pe tine te-am atenționat. Că așa că ne stimulăm reciproc. Dacă să înțeleg că de-aia vrei să-l pune, nu înțeleg asta. Eu nu am ca de obicei unul de un drăguț, dar șarlatan. Tot ce spun eu la masă cu voi, am spus și pauza nu știu când comentez, pentru că nu vreau să existe. Bun. Trebuie să mă grăbesc cu sarcina, că cred că am întârziat.
Mamă, așa și somnul la volan, aoleu. Nașpa. E clar că îmi trebuie un camion mai rapid. Thank you.
București, că eu vă uit. Da, să vedem. Distribuitor autorizat, să vedem, mai avem altceva în fără de nou? N-am mai găsit, oare? Uite, în Brașov sunt distribuitor autorizați. Nu mai renuam momentan, n-am altceva. Pitești Veliko Trnovo. Tarnovo. Asta o să luăm. O să mă duc la un service să mă repar mai întâi. Tractare până la service. Repar și după aia închem și sesiunea asta de gameplay, că am parcurs destul de mult timp cu camionul ăsta. E bun, numai că trebuie reparați. Așa. Thank you.
Ești plină, nu? Ionel, Ionele, ce mai faci, Ionele? Ce vacă sunt. Da. Mă numesc Gherda. Și îmi place să fac pișul în pat. Dar să fac sună la pișul și altul. Bă, ce te băgă, mă, blanciule? Bă, ce cauți, mă, pe? Ia uite, mă, cum se bagă, mă. Bă. Care dracu te băgă? Te uiți la bătaie. Mâine trec la tine, direct când te zăr.
Da, mâine câte zilele cu vin la tine. Ca să-ți iau și brânza. Da? Eu am făcut azi pireu. Eu mi-am luat un pireu și am făcut litre de soia. Așa se pune? Așa, așa, da. Așa. Da. Da.
Oprim aici.